Diferența dintre 2 ore și 3 minute, Sumit Shah, CEO-ul companiei Dukan, un startup din tech din India, a concediat 90% din personalul de asistență. Ce a rămas? AI-ul companiei. Disponibilizările au fost dure, dar necesare, spune el. Lipsa de empatie sau lipsă de respect au fost caracterizările pe care le-a primit la postarea de pe Twitter. Lipsă de empatie. Îmi sună ca și cum și el ar fi un AI. Pe de o parte, e greu, da, să accepti că un om dă alți oameni afară în favoarea AI-ului, da, pentru a lucra cu un AI, nu pentru a lucra cu oameni. Pe de altă parte, și da, a primit critici, dar hai să analizăm și partea cealaltă. Este un startup, da, probabil și marile companii vor începe să ia astfel de măsuri, dar vorbim de un startup care vrea să crească pe anumite arii, da, are anumite lipsuri. E foarte important să îți schimbi cumva modelul de business, să scazi din timpul de lucru. AI-ul nu are timp morți, nu are timp să se gândească, nu are timp să ia pauze, nu are timp să fie leneș. E o măsură bună spre în comparație cu munca umană, poate să-ți aducă niște beneficii, un sistem automatizat. Apropo de ce ai spus, cel mai rău scenariu ar fi să aibă o defecțiune, poate care, da, este reglată tot de oameni pe care i-a păstrat. Dar normal, oamenii nu vor dispărea niciodată cu totul. Dar vis-a-vis de ce spuneai tu la început, apropo de lipsa de empatie, cred că nu se compară totuși cu Vishal Garg, da, care a concediat cât 900 de angajați pe Zoom. Se poate și mai rău de atât, cu sau fără inteligență artificială. Dar revenind la lucruri ceva mai serioase, faptul cred că va exista, scuză-mă că te întrerup, un AI programat să concedieze oameni, cumva. Și oamenii să știi că apreciază această obiectivitate a AI-ului. Dacă vrei, nu are emoții, nu te critică, nu te ceartă, îți spune suficient obiect ce își dorește de la tine. Nu e nici obligatoriu să te asculte. Și cum? Avem două puncte aici. Primul punct este faptul că, deși a concediat 90% din angajați, a adoptat inteligența artificială, compania are șanse foarte mari să intre pe un trend ascendent. De ce? Pentru că adoptă tehnologie emergentă. Tu dacă menționezi cuvântul inteligență artificială, și o să vorbesc puțin mai lent, dacă menționezi cuvântul inteligență artificială, ai șanse mult mai mari să atragi finanțări. Și este un studiu făcut pe tema asta. Tocmai de asta companiile au menționat cuvântul AI de 130 și ceva de ori în rapoartele financiare din primul trimestru al anului. În același timp, inteligența artificială nu joacă sau nu va juca întotdeauna după cum îi vei cânta tu. Pentru că în momentul în care va apărea AGI, Artificial General Intelligence, și se zvonește că va apărea undeva pe la finalul anului în curs, da? Prin ChatGPT-5, în momentul ăla, inteligența artificială va putea procesa stimuli din jur, așa cum și tu procesezi aceiași stimuli. Așa cum eu discut cu tine acum... Neinfluențată de emoții. Exact. Așa cum eu discut cu tine acum, așa va discuta și inteligența artificială cu noi după și va urma drumul pe care îl setăm. Dar dacă acel drum devine periculos sau dacă AI-ul consideră că acel drum poate fi îmbunătățit, va veni și îți va spune: uite, eu cred că putem să facem așa. Dacă nu ești de acord, acolo apar cele două ramificații. Ori spune: nu sunt de acord cu ce spui tu, așa că o să fac de la sine putere tot și îți voi modifica structura companiei, sau vine și spune: ok, hai să găsim o cale de mijloc. Aici intervine acea dezbatere dacă AI-ul ne va acapara sau nu. Dar tu poți să închizi acel sistem oricând. Un AI, cel puțin în variantă chatbot, nu are cum să-ți facă vreun rău fizic. Adică, da, ok, poate să-ți blocheze conturile. Poate în momentul în care tu îi dai acces la date, fie că sunt datele tale personale, fie că sunt datele companiei, îi dai acces la tot. Asta înseamnă că inteligența artificială îți poate bloca fără probleme conturile bancare, îți poate bloca fără probleme absolut orice cont de social media, poate posta orice în locul tău, nu poți să o dai în judecată. Tu trebuie, la fel cum se întâmplă cu rețelele sociale, trebuie să semnezi, să-ți dai acordul pentru niște termeni și condiții. Termeni și condiții pe care nimeni nu-i citește. Aici intervine dilema, pentru că nimeni nu citește ce scrie micuț în josul paginii. În momentul în care tu dai accept la un cont pe Facebook deschis recent, tu îți dai acceptul ca Meta să-ți proceseze datele cu caracter personal și să le dea în stânga, în dreapta, unde simte nevoia. Mai mult sau mai puțin. La fel se întâmplă pentru toate platformele.
Tocmai de asta spun eu într-una că datele sunt materia primă și resursa principală în 2023. Pe date este cea mai mare bătaie în momentul de față. Și cine controlează datele va controla mediul de business și va controla lumea într-un final. Ok, n-aș vrea să dramatizăm, nici nu te duceai în direcția asta, dar vreau să subliniez clar că e ceva natural ca tehnologia să evolueze, să se schimbe. Joburi care erau în trecut au dispărut și au fost înlocuite cu altele sau au fost înlocuite de tehnologie, lumea a evoluat, e mult mai ușor pentru om acum să facă un lucru. Înainte existau oameni care aruncau cu mazăre în geam să trezească alți oameni dimineața. Asta nu se mai întâmplă, ai ceas deșteptător și mai mult ai gadget-uri, ai telefon. Existau oameni care aranjau ei popicele la bowling. Acum e un sistem automatizat. Existau computerul uman devine practic orice gadget de azi, joburi, uite, operatorii care făceau legătura telefonică schimbând cablurile manual în aparatură, da, au fost înlocuiți de sisteme de telefoane mobile, da? Nu e ceva rău, dimpotrivă, duce la o evoluție. Roboții vor înlocui munca fizică, oamenii nu se vor mai chinui. Ok, nu mergem în subiecturi de salarii, da? Aici întotdeauna va fi poate o departajare sau cu siguranță că cine vrea să muncească mai mult, da, și să își depășească condiția, primește mai mult. E vorba de optimizarea timpului și a proceselor de business. Dacă reușești să le optimizezi pe astea cu inteligența artificială, vei avea clar un plus și în același timp te poți reorienta și îți poți reorienta fondurile către alte zone unde probabil ai avea mai mare nevoie. De acord, ne dăm și noi o optimizare, intrăm în publicitate și revenim optimizați.